6 decenii comanditericeanu sondaje interne, mizele din spatele cercetrilor sociologice. Președintele ALDE, Călin Popescu Tericianu, i-a informat colegii, în edinile de partid, ce intenționează să candideze la alegerile prezidențiale, dar ce un anun oficial nu va fi făcut în această perioadă, ne-au precizat surse din ALDE. Săptămâna trecută a fost dat publicitii un sondaj, efectuat în județul Dolj, în care se arăta că Tericianu stă foarte bine la încredere, mult mai bine decât Liviu Dragnea. Aceasta a fost, însă, doar partea publică a sondajului, pentru că, în culise, mizele au fost altele. Sursele noastre susțin că Tericianu a dat ordin în ALDE pentru organizarea sondajelor ca să testeze temele mari pe care trebuie să îi centreze discursul public. Din sondaje a rezultat că tema corupției nu mai este la fel de bine consumat de către români. Asta pentru că toate scandalurile din justiție au produs o anumită saturație a electoratului. În schimb, sondajele arată că una dintre temele mari de care este foarte preocupat populația este sănătatea și starea spitalelor. De asemenea, o alt tem cereia populația îi acordă foarte mare atenție este educaia și situaia din col. O alt tem foarte important pentru electorat o constituie locurile de muncă și salariile. Este de așteptat că odată ce vor fi interpretate toate aceste date, Călin Popescu Tericianu se îi schimbe discursul public și temele pe care le abordează. Drept urmare, Tericianu i-ar putea construi un discurs de prezidențiabil care se le fac favorit în tentativa de a deveni candidat unic al alianței.